prea mi-e clar dacă este Lisa Delby sau Lisa Dalby. Japonezii au transcris în japoneză Darubi, deci Dalby, presupun. Romanul Murasaki, doamna Murasaki, în tălmăcirea excelentă a Dianei Tihan, este abundă în descrieri de peisaje, superstiții, obiceiuri, în mesaje poetice superbe, conturând chipul unei femei sensibile, dar și atmosfera perioadei Heian, epoca cuprinsă între anii 794-1184, despre care se spune că este epoca de aur, mă rog, nu sună chiar bine pentru noi, a perioada de aur a culturii japoneze. Romanul se axează pe a doua parte a secolului al X-lea, când clanul nobilor Fujiwara a atins apogeul puterii. Cei din familia Fujiwara își măritau, vă spun un pic despre atmosferă, ca apoi prietenele mele să intre în roman. Nobilii din familia Fujiwara își măritau fetele cu tineri împărați, pe care îi convingeau apoi să abdice, iar tronul revenea împărătesei, o Fujiwara al cărei tată punea mâna pe puterea statului, în cazul de față Michinaga. Dacă doriți un exemplu, un model de manipulare și de intrigi bine țesute, Michinaga este un exemplu convingător, ajungând el însuși la o performanță unică. A fost socrul primilor doi împărați din viața lui, deci a doi împărați, bunicul celui de-al treilea, bunicul și străbunicul celui de-al patrulea, bunicul și socrul unui al cincilea împărat. Și în asemenea condiții, firește, aparatul complicat al curții imperiale, de posedat de putere și încărcat, supraîncărcat de funcții, devenise o fațadă goală a puterii monarhice. Faptul că Michinaga, despre care vă spuneam că a ajuns la performanța respectivă, l-a ajutat să ajungă acolo și faptul că în perioada Heian se practica poligamia. Un aristocrat avea o soție principală și dispunea și de câteva soții secundare, de obicei mai puțin importante, chiar un singur mariaj se aranja din frage de copilărie, celelalte se realizau pe parcurs. Soția principală se deosebea de cele secundare prin modul în care îi se adresa soțul, prin faptul că el locuia la ea, mă rog, cât îi permitea timpul, și prin poziția socială mai înaltă a fiilor acestea. Perioada Heian a fost dominată de un cod de reguli bine precizate, pe care curtenii și doamnele le respectau cu strictețe în funcție de rang și poziții. În cadrul unui rang existau 5-10-15 poziții. Scrisul a jucat un rol important în viața celor din perioada Heian. Începuturile nevinovate de iubire, precum și relațiile amoroase mai avansate, se desfășurau prin intermediul scrisorilor, sub forma unor poezii de 31 de silabe, tanka. Uitasem să vă spun și era, mi se pare că, îmi pare rău că am uitat să vă spun că pe lângă soțiile alea, ca să înțelegeți toată intrigarea aia pe urmă din roman, pe lângă soțiile principale și secundare, mai existau o serie de doamne de la curte, de obicei, de origine mai modestă, care fuseseră, pe care stăpânul le făcuse doar, le făcuse mame, ori doar le onorase cu favorurile lui trecătoare. Deci, revin la limbajul poeziei, deci la relațiile întreținute prin poezie, limba japoneză fiind bogată în omonime, permite jocuri de cuvinte, versuri
ambigue, o exprimare presărată cu capcane lingvistice. Doamnele nu puteau fi văzute decât de către soții lor legitim, așadar conversațiile se purtau printr-un paravan care ascundea femeia. Conversațiile erau lungi, discuții amoroase, alitive, fiecare încerca să-și pună în dificultate partenerul prin răspunsuri în versuri meșteșugite. Doamnele iubite mai primeau și bilețele sau scrisori din partea curtenilor aduse de soli. Scrisorile se transmiteau în două feluri, fie pliate de mai multe ori pe lungime și prinse la mijloc cu o fundiță, fie răsucite la capete. Erau de obicei însoțite de o crenguță de cireș, de un bulb de sângenel, de o flor de nalbă, de o crizantemă, toate potrivite în așa fel încât să se armonizeze cu hârtia. Erau mai multe tipuri de hârtie folosite în funcție de sezon, ocazie și conținut. Pentru că ocaziile de a scrie se iveau deseori, curtenii purteau în mod obligatoriu la ei, asupra lor, la brâu, fâșit de hârtie pe care erau gata oricând să scrie o tanca sau un bilețel de amor. Numai puțin apreciate în cercurile mondene ale perioadei Heiana au fost povestirile monogatari, care ajunseseră la mare înflorire datorită introducerii alfabetului silabic, hiragana, cum bărbații scriau încă în limba chineză, limba actelor oficiale, hiragana era mai mult folosită de femei, așadar proza vremii, așa cum este și din romanul Doamna Murasaki, povestea Doamnei Murasaki, era predominant feminină. Aici un loc important și de fapt cel mai important pentru toată perioada Heian este cel amintit de doamna directoare Denisa Comănescu, Genji Monogatari, despre care Yasunari Kawabata spunea că este capodoperă absolută a literaturii japoneze și, cum spunea dumneavoastră, primul roman al lumii. O las de bunăvoie pe prietena mea să danseze în Elisabeta, să danseze în roman, ca să nu mai apostrofeze cu un dar mai lasă-ne și nouă. Mă mulțumesc!